care l-am parcurs în ultimii ani în procesul de well-being, de găsire a bunăstării personale, a fost incredibil. Și mi-a fost foarte greu să mă gândesc ce anume a făcut diferența majoră, dacă a fost o baghetă magică, o carte magică, o discuție. Și m-am tot gândit și în dimineața aceasta m-am trezit cu ideea, gata, știu ce vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre rușine. Am crescut cu ideea de a nu-i face de rușine pe alții și am ajuns la a fi un adult care trăia cu frica că se face pe sine de rușine. Această frică de rușine m-a dus în a nu ști cine sunt, a nu avea o părere sau a nu-mi exprima sentimentele sau părerile în diferite situații. Și e foarte greu să trăiești cu asta. Așa am câștigat primul pas, am făcut primul pas înainte și pe urmă mi-am dat seama că mai este un pas greu de făcut. Cum trăiești cu identitatea propriilor copii? Cum să trăiesc eu ca părinte, că copiii mei nu mă pot face de rușine, indiferent de ceea ce ar face, indiferent de alegerile pe care o să le aibă în viață, pentru că eu îi iubesc necondiționat. Ei sunt propriile lor persoane și ceea ce îmi doresc cel mai mult de la ei este să se transforme în niște adulți cu încredere în sine, în tați, soți, prieteni pe care te poți baza și care să fie sănătoși ca un întreg.